vorbește lumea la cafea, se aude tare. Vă dau jumătate din inima mea. Nu știu la voi, dar la mine în inimă se află numai planuri de călătorie. Și mai ales acum că suntem în luna iubirii, îmi amintesc că cel mai frumos cadou de Sfântul Valentin sau de Dragobete, pentru că imediat vine Dragobetele, a fost un bilet de avion către o destinație romantică. Pentru luna asta, în luna iubirii, când vremea e blândă și vă puteți plimba doar voi doi de mână prin oraș, trei destinații perfecte pentru un city break în doi. Pentru că am aici numai bunătăți, am vrut să-mi amintesc un pic de cea mai dulce vacanță a mea în doi. Și aceea a fost în Italia. Ce înghețată bună am mâncat acolo. Când spun Italia, ce spun dragoste? La ce vă gândiți? Nu-i așa că Veneția? Nu la Veneția, nu la Roma, ci vă propun Florența. Ce oraș respiră mai multă dragoste, dar și artă decât Florența. Puteți să vă plimbați voi doi, de mână, pe străduțele înguste, să vă cazați lângă dom. Găsiți cazare ieftină și, apropo de dom, trebuie să urcați neapărat până sus să aveți parte de o priveliște de vis. Vă recomand înghețată, că doar suntem în Italia, și să vă puneți o dorință pe cel mai vechi pod din oraș. Și dacă tot sunteți în Florența, să vă dau un pont. La numai o oră cu trenul se află un alt oraș frumos, Pisa. Vă recomand o excursie acolo, o zi e de ajuns. Și dacă la Dolce Vita nu e pentru voi, atunci ia-o pe iubita ta de mână și mergeți la Bruges. Trebuie să-ți spun că este un oraș cu căsuțe parcă din turtă dulce, vesel colorate, și neapărat trebuie să iei bărcuța și să vă plimbați pe unul dintre canalele orașului. Și dacă dragostea pentru jumătatea ta și pentru călătorii nu are limită de kilometri și sunteți gata să zburați aproape 5 ore pentru un city break romantic, vă recomand Lisabona. Mângâiați de adierea oceanului. Vacanța voastră va avea coloana sonoră cu muzica fado. Și pentru că dragostea trece prin stomac, de ce să nu recunoaștem, nu ratați o cină romantică într-unul dintre restaurantele cu fructe de mare. Nu veți regreta. Și pentru o plimbare de nota 10, vă recomand să mergeți cu tramvaiul. Orașul Lisabona este cocoțat pe dealuri, așa că veți avea parte de priveliști, de senzație și de liniște. Doar voi doi. Nu știu, de fapt, dacă aveți parte de liniște, pentru că acolo localnicii sunt veseli și relaxați. Ba chiar unii și cântă pe stradă. Mi-amintesc într-o vacanță la Lisabona că am văzut un cuplu de bunicuți care se plimbau de mână pe stradă și cântau. Ce poate fi mai frumos? Așadar, orice alegeți, oriunde ați fi, sărbătoriți dragostea. Și dacă vreți să continuați călătoria, intrați pe www.codinacarea.com. Vorbește lumea la cafea.